Ucraina, identitatea culturală în pericol. Franța, activiștii luptă împotriva uciderii delfinilor. Și Spania, pe urmele lui Pablo Picasso. Bun găsit la Europeo! Războiul de agresiune al Rusiei amenință și identitatea culturală a Ucrainei. Muzeele și bisericile sunt bombardate. Vladimir Putin susține că, din punct de vedere istoric, Ucraina face parte din Rusia și nu are o identitate națională proprie. Un ansamblu de balet din Kiev e în turneu și transmite următorul mesaj. Ucraina are propria identitate culturală care nu poate fi distrusă. Spectacolul este plin de pasiune și exuberanță, dar este de asemenea filozofic. Te pune pe gânduri. Baletul vii, realizat de coreograful ucrainean Radu Proclitaru, se bazează pe o novelă a lui Nicolae Gogol. Scriitorul, care a trăit în secolul al XIX-lea, este faimos pentru opera sa dedicată lumii țărănești din Ucraina sa natală. Este Gogol, cel mai mare clasic ucrainean care există. Noi cunoaștem cu toții din copilărie această poveste. Povestea este ucraineană, coreograful este ucrainean, muzica este ucraineană, este foarte frumos, foarte slav. Seminaristul Coma Brut se confruntă cu puteri supranaturale în timp ce se îndreaptă spre casă. Este silit de împrejurări să petreacă 3 nopți rugându-se deasupra unui sicriu în care se află o tânără femeie care este de fapt o vrăjitoare. Povestea culminează cu moartea sa în cea de-a 3-a noapte, când Vii, regele gnomilor, își face apariția. Premiera spectacolului de balet a avut loc la Kiev și acum este pus în scenă de aceeași echipă la Riga, în capitala Letoniei. Vrem să arătăm publicului european că există o artă națională ucraineană distinctă. Este important, fiindcă vreme de mulți ani, decenii, ba chiar secole la rând, au existat tentative de suprimare și distrugere a acestei arte. Au încercat să o transforme în artă rusească. Războiul din Ucraina a stârnit odată în plus aceste temeri. Letonia a primit pe teritoriul său mii de refugiați ucrainieni. Nu toți au rămas acolo, mulți și-au continuat călătoria spre țări din vestul Europei. Dar în Letonia există o uriașă solidaritate cu poporul ucrainean. Un sondaj recent arată că mai bine de 80% din letoni sprijină lupta ucrainienilor împotriva invadatorilor ruși. De asemenea, există un sprijin clar în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO. Artiști ucrainieni aflați la Riga speră că performanța lor va întări suplimentar acest sprijin. Oferim un spectacol complet ucrainean. Este modul nostru de a ne sprijini țara în aceste vremuri cumplite. Și Letonia s-a aflat vreme de 45 de ani sub dominație rusească. Ca parte a Uniunii Sovietice, războiul Rusiei în Ucraina i-a făcut pe mulți letoni să-și amintească de acele vremuri, de ocupație, după cum le califică ei. În perioada sovietică, mulți letoni erau îngrijorați că își vor pierde identitatea și cultura, exact ca și ucrainienii de astăzi. Noi nu ne luptăm doar pentru teritorii. Dacă ar fi irelevant cine va locui în acele teritorii pe viitor, atunci războiul nu ar avea rost. Dar în acest război noi luptăm pentru cultura noastră. Aici este linia mea de front. În calitate de muzician, fac totul pentru a-i încredința pe soldații noștri că au pentru ce să lupte. Cei care caută similitudini între spectacolul de balet și războiul în desfășurare vor fi dezamăgiți, fiindcă realizatorii spectacolului tocmai asta au vrut să evite. Ei vor să-și arate țara și cultura într-o lumină diferită, având convingerea fermă că viitorul culturii ucrainiene va fi unul pașnic. Sustenabilitatea este un termen cheie și în industria aviației. Avioanele sunt retrase dacă folosesc prea mult cherosen, de exemplu. Dar ce se întâmplă cu ele după aceea? Pentru că și aici e nevoie de idei ecologice. Așa consideră 2 antreprenori irlandezi care transformă avioane vechi în ceea ce ei numesc Aeropods. Firma lor demontează avioane și le transformă în șoploane, birouri și extensii pentru clădiri. Coasta de vest a Irlandei este recunoscută pentru vremea instabilă. Acum e soare și peste un minut plouă.
Oricine vrea să privească valurile aici, trebuie să se îmbrace bine sau să se adăpostească, de exemplu, sub partea reciclată a unui vechi avion. Clienții iubesc asta. Le place să stea aici, în confort, și să privească marea, oamenii făcând surfing, înotând. Hotelul Sandhouse este mândrul proprietar a două foste cabine. Aici, la mare, totul ruginește. Ferestrele, ușile, dormitoarele, totul. Până acum, acestea au fost fantastice, fără întreținere, fără rugină. A fost o investiție foarte bună. Cimitire de avioane sunt peste tot în lume, ca acesta din Spania. Asociația Internațională de Transport Aerian estimează că anual sunt casate 700 de avioane, iar numărul acestora e în creștere. Găsirea unor modalități de refolosire a aeronavelor este mai importantă ca niciodată. Shane și Kevin sunt fondatorii companiei Aeropod. Ideea de a recicla avioanele a venit acum 2 ani. Până acum au transformat peste 30 de avioane în magazii de grădină sau căsuțe de vacanță. În funcție de mărime și dotări, costă între 20.000 și 45.000 de euro bucata. Le cumpărăm imediat după ultimul zbor, luăm fuselajul. Orice alte componente se reciclează și le trimitem în diverse părți ale lumii pentru a fi refăcute. O parte se întorc și avioanele pot zbura din nou. Folosim aproape 80% din tot ce se află într-un avion. Pereții și podeaua trebuie mai bine izolate, iar carcasa trebuie recablată. În 2-3 săptămâni, din părțile unui avion, firma poate să construiască o casă cu bucătărioară și baie. Casele minuscule sunt la modă în Statele Unite, iar aici, în Irlanda, tot mai mulți se interesează de ele. Mulți nu mai cred în fezabilitatea caselor mari, mai ales din cauza costurilor în creștere cu energia termică. De aceea, cei doi irlandezi plănuiesc să-și extindă afacerea în partea continentală. Căldura se tot scumpește și în Irlanda, iar în multe locuri, marea poate fi și destul de agitată. Sute de delfini morți au rămas pe coasta atlantică a Franței în această iarnă, blocați în plase de pescuit. Activiștii pentru drepturile animalelor trag un semnal de alarmă. UE a cerut în repetate rânduri Franței să introducă reguli mai stricte pentru a proteja delfinii, până acum fără succes. Pentru a atrage mai multă atenție asupra delfinilor, activiștii de mediu urmăresc embarcațiunile de pescuit, fotografiază și filmează scenele tragice cu animale moarte din cauza indiferenței oamenilor. Sunt jucăuși delfinii din Golful Biscaya, în sud-vestul Franței, și urmăresc cu plăcere embarcațiunile de pescuit. Câteodată cu urmări fatale pentru ei, fiindcă delfinii se agață în năvoade și mor, deoarece stau prea mult sub apă. Ei trebuie să se ridice periodic la suprafață pentru a lua aer. Pescarii aruncă delfinii morți înapoi în mare, spune Damien Chaumion, activist al organizației de protecție animalelor Sea Shepherd. Împreună cu colegi, caută aici pe plaja Sable d'Olonne delfini morți pentru a strânge dovezi privind aceste cazuri. În prezent nu e rău, valurile sunt mari, vântul și curenții împing cadavrele plutitoare spre mal. După o oră de căutări, găsesc cadavrul unui delfin mascul pe mal. Acestea sunt urmele care arată că delfinul s-a zbătut încercând să se libereze dintr-un năvod pescăresc. Sea Shepherd expune în locuri publice cadavrele delfinilor, cum este și acesta. Pentru a șoca și a-i forța pe politicieni să ia măsuri. Dar multora li se par prea drastice aceste acțiuni. Navele pescărești, în năvoadele cărora este posibil să se fi prins delfinul, sunt ancorate aici, în portul Sable d'Olonne. Pescarii folosesc năvoade tot mai mari pentru ca ieșirea lor în larg să fie în continuare profitabilă. Gilles Bardu pescuiește mai ales cod, dar spune că din când în când și lui se prinde în năvod câte un delfin.
Cu toate acestea, el consideră că alarmismul celor de la Sea Shepherd este exagerat. Și dacă delfinii au câteva zgârieturi de la năvoade, asta nu înseamnă că din cauza asta au murit. Pot să fi murit și de bătrânețe. Noi pescarii ne întrebăm dacă nu cumva cei de la Sea Shepherd pun ei cadavrele la mal ca să arate apoi cu degetul la noi. Dar oceanologi, cum este și Martin Bœil, pe care l-am întâlnit la delfinariul din Port Saint-Père, confirmă că situația este serioasă. Fiindcă mai mult de 900 de delfini morți au fost găsiți pe coastele Franței de la începutul acestui an, ceva trebuie să se schimbe. Trebuie să ne așezăm cu toți în jurul aceleiași mese, fiindcă toți au o părticică din soluție. Pescarii trebuie să-și poată face în continuare munca, dar și delfinii trebuie să supraviețuiască. A interzice cu totul năvoadele pescărești, aceasta este o solicitare care nu se va putea impune. Dar ambele părți vor trebui să facă un compromis. Altminteri, delfinii ar putea să dispară complet din Golful Biscaya. Ziua de 8 aprilie 2023 a marcat 50 de ani de la moartea celebrului pictor Pablo Picasso. Așa că Spania dedică acest an maestrului de renume mondial. Picasso s-a născut la Malaga, în regiunea spaniolă Costa del Sol. Acolo și-a petrecut copilăria, iar motive precum porumbei sau tauri apar în mod repetat în lucrările sale. DV a mers pe urmele lui Picasso la Malaga. Pablo Picasso s-a născut la Malaga, în sudul Spaniei. Este considerat cel mai prolific artist al tuturor timpurilor. Se estimează că, în cariera sa, Picasso ar fi creat aproximativ 15.000 de opere de artă. În prezent, la Malaga poate fi descoperită viața marelui artist. Începem cu locul nașterii sale. Priviți, primul pantof purtat de Pablo Picasso. Aici a petrecut primii 10 ani din viață, asupra cărora muzeul oferă o perspectivă. În urmă cu mai mult de 140 de ani, aici s-a născut Picasso. Este adevărat că a fost o naștere complicată? N-a fost ușor. Unchiul său, Salvador, era medic și a ajutat la naștere. Inițial, bebelușul nu respira și era vinețiu. În timpul travaliului, Salvador fuma o țigară și, după ce n-a reușit să-l reanimeze, a încercat și cu fum de țigară și băiețelul a reacționat. În această casă a început și viața artistică a lui Picasso. Tatăl său, José Ruiz Blasco, era profesor de desen și l-a învățat de mic diverse tehnici. Într-o oarecare măsură, formarea artistică a lui Picasso i-a aparținut tatălui său, ce a pictat el în copilărie. În principiu, ceea ce a pictat tatăl său, ale cărui tablouri cu porumbei erau foarte iubite în piața din Malaga. Porumbeii sunt foarte prezenți și în operele lui Picasso. Pe afișul Congresului Mondial pentru Pace din 1949 de la Paris este un porumbel. Un porumbel din Malaga. De atunci, porumbelul a devenit simbolul mondial al păcii. Nu departe de casa lui Picasso se află arena pentru coride, la Malagueta, pe care Picasso și tatăl său o vizitau des. Arena, luptele cu tauri și caii apar în multe din lucrările sale. Luptele cu tauri au fost o sursă de inspirație pentru multe lucrări semnate de Picasso, inclusiv în Guernica, una dintre cele mai cunoscute opere ale sale. Spania i-a comandat o lucrare pentru expoziția mondială din 1937 de la Paris. În același an, orașul spaniol Guernica a fost bombardat în timpul războiului civil. Picasso a ilustrat această catastrofă sub forma unei lupte cu tauri. O dramă se petrecea în mai multe locuri, în arena pentru coride și în orașele Spaniei. Următoarea oprire este la Muzeul Picasso din Malaga pentru a afla mai multe despre cubism, mișcarea artistică modelată în mare măsură de francezul Georges Braque și de Pablo Picasso. În această lucrare putem vedea influența cubismului. Cum a schimbat această mișcare pictura vest-europeană?
Cubismul s-a rupt de tradiția valabilă încă din perioada Renașterii, anume că picturile sunt ca privirea printr-o fereastră, cu o perspectivă liniară. Picasso a lucrat deseori cu diverse perspective într-un singur tablou, între altele în operele sale cubiste. După o zi petrecută pe urmele marelui pictor și atâtea informații interesante, merită o plimbare pe străzile din Malaga, un oraș cu adevărat frumos. Cine vizitează Polonia nu trebuie să uite de Cracovia. Centrul istoric al orașului a rămas aproape nedistrus în timpul celui de-al doilea război mondial. Al doilea oraș ca mărime din Polonia este, de asemenea, un oraș vibrant, studențesc, cu 20 de universități. Haideți să vă arătăm ce să nu ratați în Cracovia. Știați că orașul Cracovia este capitala secretă a Poloniei? Centrul vechi face parte din patrimoniul UNESCO. Aproape o treime din cei 800.000 de locuitori sunt studenți. Ei conferă metropolei vitalitate și culoare. Aici există mai bine de 200 de cafenele, 40 de muzee și 125 de galerii de artă. Toți turiștii care vin la Cracovia trebuie să o vadă, uriașa piață principală din secolul al XIII-lea. Are 40.000 de metri pătrați și este una din cele mai mari piețe medievale din Europa. Plimbați-vă prin piață și savurați atmosfera. Vă întrebați ce specialitate să gustați. Obligatorii la Cracovia sunt piroștile, pachetele din aluat cu diverse umpluturi. Aici se găsesc la tot pasul. Sfatul nostru, plimbați-vă prin cartierul Kazimierz. Aici există o bucătărie poloneză autentică. Din centru se ajunge cam într-un sfert de oră mers pe jos. În restaurantul Starca, piroștile sunt gătite de 15 ani de Rișia și Halina. Ele umplu aluatul cu diverse ingrediente și îl împăturesc în forma specifică. O porție costă aici 6-7 euro. Piroștile sunt mâncare națională în Polonia. Piroște pe masa de Crăciun, asta e tradiție, e obligatoriu. Există piroște cu varză și ciuperci, cel mai bine cu hribi. Ciupercile întâi se usucă, apoi se moaie în apă, se fierb și se prăjesc cu ceapă. Ați vizitat, ați mâncat. Ce rămâne de făcut? La Cracovia trebuie obligatoriu vizitată fabrica de vase mai late a lui Oskar Schindler. Muzeul este mereu plin de vizitatori, așa că biletele e bine să le procurați din timp. Antreprenorul Oskar Schindler a salvat în timpul ocupației naziste în al doilea război mondial viața aproximativ 1200 de evrei. Cunoașteți probabil povestea din filmul lui Steven Spielberg, Lista lui Schindler. Expoziția creonează imaginea Cracoviei din timpul ocupației naziste și arată că Oskar Schindler rămâne un personaj ambivalent, deși a salvat atâtea vieți. În primul rând, el a fost membru al partidului nazist. Apoi, când a venit la Cracovia și a derulat afacerea, însușindu-și proprietăți evreiești în avantaj propriu. Dar ar fi putut să-i abandoneze pe acei evrei. Ori el a făcut tot ce a stat în putere pentru a le salva viața. În încheiere, o ultimă imagine panoramică a Cracoviei. Este de pe dealul Cracus, aflat la circa 3 km la sud de centrul vechi. Polonia este o țară surprinzătoare care merită cel puțin o vacanță petrecută acolo. Europeo se oprește aici. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm săptămâna viitoare cu noi povești europene.